Uai. Mamă, la două odată. Trebuie să las un craft frumos, sănătos. Frumos. O rană uriașă, băieți. Băieții, după cum v-am spus la început, vom face liberarea, final de partidă. Salutare tuturor, bine v-am găsit la o nouă partidă de pescuit. Să venim să facem o partidă de pescuit la crap, la plătică, la umbreană, un somn american. Să vedem ce vom reuși să prindem. Am aruncat bețele în apă și așteptăm să vină captura. Vizionare plăcută și ne auzim în timpul clipului. Op. Mică trăsătură. Cum vedeți, s-a ridicat vântul foarte tare, dar cred că asta nu va afecta partida de pescuit. Mai avem o plătică frumoasă. Cum vedeți, plătiși foarte sănătoase, foarte puternice. Voi băga în juvenlic, iar la sfârșit voi face liberare. Mamă, ce trăsătură! Avem o plătică frumoasă. Da, plătică de toată frumusețea. Da, mai avem un pește. Mamă, ce trăsătură. Și da, băieții, prima mreană frumoasă. Frumos! Normal, după astea am venit. O vreană frumoasă de po. Da, uitați ce frumusețe! Da. Foarte, foarte frumos! Băgăm la juvelnic. Iar la final vom face eliberare la toți peștii. O mreană foarte frumoasă. Să vă prezint și montura. Avem un coșuleț de 150 de grame cu un înaintaj de 70-80 de centimetri. Un cârlig destul de mărișor, pentru că aici nu știm ce putem să prindem, poate intra crap, pește american, somn, și ne trebuie un cârlig foarte puternic pe care voi pune câțiva viermișori, 7-8 viermișori. Folosesc două tipuri de nadă, amândouă sunt pe bază de cașcaval. După cum știți, vreana adoră foarte mult gustul de cașcaval, la care am adăugat și niște peleți ca să ținem un pic peștele pe val, deoarece nada se spală foarte ușor, de aia o facem puțin mai tare, mai consistentă, ca să meargă mai greu de pe momitor.
Am pus și puțin de aditiv de usturoi ca să atrag un pic, să vină după miros. Aruncăm undeva la 50-60 de metri. Avem și un vânt puternic, după cum vedeți. Așteptăm catura. Bun. Da, mai avem o trăsătură aici. Plătică frumoasă. Și plătici excepționale, foarte mari, frumoase. Alunecat. Mamă, ce mreană, băieții. Da. Frumoasă. O mreană uriașă, băieții. S-a văzut după trăsătură. Văzut cum a tras. Ia uitați. Ce frumos, un spectacol. Pește foarte puternic, foarte sănătos, după cum se vede. Da, avem aici o mică trăsătură. Uai! Mamă, la două odată! Trebuie să las! Cum ați văzut, mi s-a descărcat bateria. Am avut două trăsături consecutive. La una am avut o plătică. Iar la prima am avut tot o mreană frumoasă. Da, au început să-și facă efectul nada. Frumoasă mreană de po. Cred că e încă o mreană. Asta ar putea să fie un crap. Da, tot o mreană, după cum ziceam, dar este mare. Este o mreană mare, băieții. Mreană! Mreană, dar mare! Mama mia! Deci, o mreană de toată frumusețea. Da. Ia uitați, băieții, ce mreană sănătoasă. O mreană frumoasă de po. Da, s-a văzut după trăsătură, după cum vă spuneam. Hai că s-a întors aici minciocul. Un pic aici 2 minute, bețele, și ca norocul că a venit colegul.
Aici e crap la mine. E crap? Da. Da, e încet. Nu mai gonai. E subțire. Deschide un pic frâna. Și aici e ceva mare. Bun. M-am dus ca să-mi aduc un... Asta să ține, să iei în apa aia. Dar asta, să vezi unul tot făcut. Nu, să-mi aduc un picior ca să aranjez un pic juvenicul, că... Vezi că-mi aduce în apă. Nu-l forța Edi ăla. Hai să vedem ce e aici prima oră. Ia. Sigur. Imrană și ce mare, mă. Imrană și ce mare, băieți. Ia uitați. Da, imrană. Ia uitați. Asta e crab, mă. E crab? Dă-i drumul la frână. Are crab, are până la asta. E crab, e crab. Da, da, o ciupi, ia. Lasă, 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 ăla e și ăsta. Mamă, ce frumos, ia uitați ce... Asta e fain. Crab de po, băieți. Hai să mă duc la mine. Du-te, du-te. Un crab frumos, sănătos. Am un noroc și cu colegul Edi, că a venit să mă ajute. Ia să-l vedem. Mama mia, ce frumos, da. De mult n-am mai prins așa frumusețe. Da. Să ducem. Frate. Pare credeam că e crap. Este o mreană. Frumosă mreană. Da. Astăzi este ziua lor, după cum se vede. Mai este puțin rănit aici. A fost atacată de ceva somn. Frumoasă, frumoasă. Mar frumoase. S-au adunat la mumeală. Se o plătică frumoasă. Dă-mi în cioc, Edi. Așa, alunecat. Am înțeles, Edi, dar m-am alunecat, nu vezi ce noroi acolo. Iar ești tu mai deștept, mă, Edi, nu? Mamă, ce mare. E crap, e crap. Văzut după trăsătură. Sau mreană mare. Da, e crap, e crap, că e portocaliu. Aha. Da. Ciortan. Da. Da, la vier. Da,
Bun. Uai, și bine, băieții. Un craft frumos de po. S-a văzut după trăsătura. Foarte frumos. Uitați ce corpoleți sunt. Oh. Da, băieții. Un craft foarte frumos, sănătos. Haideți să-l băgăm la juvelnic. Imediat nu mai am loc în el. Nu m-am așteptat chiar așa tare să mănânce astăzi, dar văd că avem noroc aici. Băieții, după cum v-am spus la început, vom face liberarea, final de partidă, foarte, 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 foarte bun. Am reținut două brene pentru colegul meu, dar restul vom elibera tot. Breană frumoasă. Ui, da, dă-i. Crapul frumos, eliberat. Uitați ce mreane. Ce mreană frumoasă. Du-te. Te prindem data viitoare. Plătică, nu mai zic. Uf. A uitat și plătică. Parcă-i crap. Liberăm și crapul ăsta frumos, mama mia. Și așa aspect. Oh. Un crap foarte sănătos. Du-te. Du-te să te prindem data viitoare. Nimic apa. O face să mă uit pe picioare. Vedem ce mai avem aici. Un comreană frumoasă, mama mia. Renele astea sunt foarte puternice și frumoase. Fost mult de plătici. Un comreană. Mrene de po, băieții. Americanii. Încă o mreană frumoasă. Au fost multe mrene astăzi. Plătică. Și cam atât, băieții. Partidă foarte frumoasă. Bun, băieții. Am eliberat și pești, după cum ați văzut. Închidem și aici această partidă de pescuit, o partidă foarte, foarte frumoasă, cu multe capturi, care astăzi nici nu ne așteptam la așa ceva, a fost un vânt puternic de dimineață, dar totuși am zis să venim să încercăm puțin. Și după cum ați văzut, am avut 2 crapi, 80 mrene frumoase, am reținut doar 2 pentru colegul meu, restul plătit și somni americani. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați la canal, să lăsați un comentariu, să apăsați butonul de like și până data viitoare, băieții, mergeți la pescuit și bucurați-vă de natură. Vă salut!